Atât în România, cât și în toate țările în care au fost realizate studii, principalul motiv antivaccinare este același, teama de reacții adverse, iar al doilea contraargument este dat de neîncrederea în eficiența vaccinului. Un număr de 16.708 doze de vaccin Pfizer, Moderna și Johnson & Johnson au fost administrate în ultimele 24 de ore, dintre care 2.315 reprezintă prima doză, 1.300 doza a doua și 13.093 doza a treia, a informat Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19. Păi nu mai e nevoie, pentru că nu mai mor. Și asta e o porcărie, vaccinare. Adică lumea și pământul, când s-a schimbat clima, omul s-a mulăvit, a răcit, de la căldură la frig, de la frig la căldură, omul răcește. Și după mine, cred că, mai mari lumii au dat cu o travă cu sateliță și de aia. Păi nu e cazul, care s-a vaccinat, s-a dus pe foi de ceapă, ca să știi. Nu m-am vaccinat până acum, a murit majoritatea. Spuneți că de teamă nu se vaccinează. Poftim? Le este frică de vaccin. Le e frică de vaccin, din cauza asta. Nu. Nu m-am vaccinat și nu mă vaccinez. Mai îndată să mor de moartea mea. Potrivit Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea, de la începutul campaniei de vaccinare în 27 decembrie 2020, au fost administrate peste 16 milioane de doze de vaccin pentru aproximativ 8 milioane de persoane, 7 milioane de persoane primind schema completă, iar alte 2 milioane fiind imunizate cu doza a treia. Pentru că rata de infectare la ora actuală a vaccinaților este mai mare ca a celor nevaccinați. Asta e răspunsul. Și explicația o dau medici. Spuneți totodată că poate le e frică de vaccin? Eu v-am spus de ce. Și frica și rata de infectare a celor vaccinați este mai mare decât a celor nevaccinați. Atât în România, cât și în toate țările în care studiul a fost realizat, principalul motiv antivaccinare este același, teama de reacții adverse, menționată de 56% dintre respondenți la nivel global și de 66% dintre români, în special de cei peste 55 de ani. România se află în topul țărilor care se tem de posibile reacții adverse, alături de Spania, Suedia și Polonia. Al doilea contraargument este dat de neîncrederea în eficiența vaccinului, menționată de 29% dintre persoanele intervievate la nivel global.